început de săptămână, să vedem ce planuri au astrele cu noi, așa că mă grăbesc să invit în platou pe Camelia Pătrășcanu, să primim ca de obicei cu multe aplauze. O să rupem, o să rupem, o să rupem. Bine ai venit, Camelia. Bine v-am găsit. Ia loc, te rog. O săptămână care începe astăzi. Încă suntem pe efect de lună nouă în berbec. Mâine e o zi foarte spornică. Punem în practică ce am decis în weekend și chiar astăzi încă ne mai putem gândi, pentru că sunt aspecte de schimbări majore în viața noastră și trebuie să punem osul la treabă și mâine facem un prim pas concret. Luna este în Taur, așa că ne invită să fim practici și să ne facem planuri concrete, minuțioase, pas cu pas, astfel încât deja lucrurile să se schimbe în viața noastră. Să avem șansa unor schimbări fabuloase. Cu luna nouă care o simți, pe care o simțim astăzi, efectul ei rezistă un an de zile. Și pe parcursul acestui an, fiecare zi ne ajută să contribuim la împlinirea visurilor noastre. Așa că este o zi de mâine care deja ne aruncă cumva pentru un prim pas în viitor. Cine trebuie să fie atent în mod special? Este o zi fericită și fructuoasă pentru toate zodiile, dar aș zice că sunt unele zodii un pic mai avantajate, care se prind mai repede ce au de făcut sau care ezită mai puțin, care au curajul să facă schimbări deja de mâine. Taurul, de asemenea, și Capricornul a doua oară. Pe larg însă vorbim. Mobilizare foarte puternică mâine și așa trebuie să fie pentru a ne împlini visurile prin proprii forțe și voință. Berbecii, mâine pot avea realizări care se bazează foarte mult deja pe abilitățile practice pe care și le cunosc foarte bine și sunt foarte bine exersate. Unei pot băga chiar bani în buzunar. Taurii, dacă știu să renunțe la ceva ce nu mai pot obține sau nu pot repara, atunci și pentru ei este o zi formidabilă, de asemenea de mobilizare și pot rezolva chiar o problemă administrativă. Gemenii au spor, au reușită mâine, dar de asemenea și în cazul lor este vorba de știința de a lăsa în urmă ceva ce nu mai trebuie să care după ei. Poate fi vorba de un bun material la care trebuie să renunțe pentru a fi liber de orice obligații. Pentru raci este o zi bună în ceea ce privește prietenii, dar și planurile și visurile de viitor la care pot ajunge, pe care le pot împlini cu ajutorul unui apropiat. Lei fac mâine un exercițiu de autoritate și de putere, atât în familie cât și la locul de muncă. Și știu foarte bine ce își doresc și știu să transmită și celor din jur lucrul acesta, de aceea e bine ca și relația cu șefii să fie pozitivă. Fecioarele se folosesc de abilitățile lor intelectuale, de cunoștințele, dar și de diplomele lor și poate sunt mai mobilizate și hotărâte ca altă dată să facă uz de toată pregătirea lor școlară intelectuală. Pentru balanțe, sănătatea este mâine vizată și poate unele balanțe trebuie să facă niște schimbări majore pentru a-și păstra sau a-și recupera sănătatea. Dar și la capitolul avere stau foarte bine mâine pentru că sunt foarte econome și știu ce să facă pentru a-și păstra bunurile. Scorpionii au o zi de mâine formidabilă în plan relațional. Sunt foarte atenți la parteneri. Intuiesc ce vrea, ce simte partenerul și mai ales știu să-l mobilizeze. Săgetătorii, la locul de muncă e bine să fie harnici și foarte implicați. Luna este în Taur. Pot culege foarte multe roade de pe urma muncilor. Ideea este să se bage acolo unde știu sigur că au suficientă pregătire și experiență, să nu blufeze și să nu încerce să impresioneze. Pentru Capricorni, o zi de mâine minunată pentru iubire. Relația cu copii de asemenea este subliniată de astre mâine și se poate schimba într-un sens pozitiv, dar și imaginația lor și ingenioitatea tehnică trebuie valorificată pentru că pot găsi soluții la probleme profesionale. Vărsătorii își menajează forțele, de asemenea și relația cu familia este și ea prezentă datorită aspectelor astrale, au șansa să salveze un bun material sau să salveze chiar o persoană, un membru al familiei. Iar pentru pești, o zi de comunicare mâine și să-și apere punctul de vedere, de asemenea pot discuta despre un contract profesional foarte bănos, foarte important, au spirit de convingere. Mulțumesc mult, Camelia, ne vedem și